Ce zice Bran? Ce zice Bran? Cât? Cât avem? 12, nu? Bravo, 11, sigur. De cât? 2-4. Nu, ai spus-o la loc. Ia să vedem cu ce vine. Avem un Scott Spark, modelul nou, cu șoc inclus înăuntru. Eram curios să-mi povestească despre ea, cum merge cu ea. Cred că nu și-a format nici el o părere. Lasă, lasă-l liniștit. Vine cu frână XT, ghidon de aluminiu, pipă de aluminiu, Fox 34 Stepcast, butuci Syncross, jante Syncross de aluminiu sau de carbon. Sunt de carbon. Sunt de carbon jantele. Ce mai avem aici? Tijă Syncross de aluminiu. Angrenaj Next, Race Face. Ce avem aici? Un schimbător XT Classic pe cablu, 12 pinioane cu pinion mare de 52. Cam atât putem să observăm. Cauciucuri Maxxis, Recon Race, Exo Tubeless Ready. Interesant. Ce zici, Rossi? Ce zici de... Hai să luăm mizerile de jos. Voi ce părere aveți de nou Scott? Sunt curios să scrieți în comentarii dacă vă doriți o bicicletă din asta, dacă visați la ea, ce vă place, ce nu vă place la ea, ce contează. La mine, de exemplu, contează greutatea. N-aș lua niciodată o bicicletă de 11-12 kg să particip la concursuri cu ea, dar e interesantă, fără șoc, adică fără șoc la vedere. Nu, nu e treaba asta, dar la 860 de grame, 850 de grame, două roți. Iar pe plac, dacă ești pe plac cu ele... Zero, ce greutate are bicicleta ta? 10 kg, 10 kg. 10 kg cu 2 ori 10. Cu 2 ori 10. XT combinat cu XT 2011. A ținut poxipolul. Hai să vedem poxipolul. Hai să-mi fac reclamă. Deci, în primul rând, vreau să spun că lipitura asta de aici, la capo, deci, e din, nu, handmade, un an și ceva. Handmade. După care, 2x10. Asta e bicicleta. A spate, i-a făcut găuri, am întărit și aici. Și ultimul, o șorcă de rând. Asta e cea mai proaspătă, uite, se vede. Și asta e cea mai proaspătă, e etrerul lipit cu super glue înăuntru și cu poxipol deasupra. N-ai treabă, ai câștigat astăzi, a ținut. Nu mai dau jos roata. Tu ești dovada că nu-ți trebuie bicicletă super scumpă ca să câștigi. După 5 curse că nu încetează nimic la bicicletă. Bravo. Bravo. Păi trebuie să se așeze, trebuie să se așeze astrele și la tine. Chiar că cadrul a cedat. Și a cedut? Furca se mișcă bine. Abia am făcut, i-am băgat la furcă, i-am băgat vaselină, luată de soacră mea de la oficina de aluminiu din Slatin, are 30 de ani vaselina aia înăuntru. Deci nu glumesc. Și uite cum merge. Fai. Nu, troscănecă. Asta e bicicleta. Scott RC. Super. XT, n-are moarte.
pipa cea mai negativă. Cea mai negativă, dar asta e pesimistă rău. Oameni buni, vă salutăm de la Ponoarele. Numai bine, cu tovarășul Rosie. Pace. Pace în lume.